agitație mare la Iași, la priveghiul de trei zile al lui Costel Corduneanu, liderul celui mai mare clan interlop din județ. Familia a cerut să fie înmormântat cu onoruri militare. De la vară la iarnă, în toată regula, în doar 24 de ore, în anumite zone anins, iar de mâine se răcește și mai mult în toată țara. Iar românii muncesc mult, peste media europeană, însă sunt cei mai prost plătiți angajați din UE. Mulți se plâng și de orele suplimentare neplătite. Andreea Bereclanu vă prezintă Focus. Doamnelor și domnilor, bună seara! Sute de oameni au participat la prima noapte de priveghe a controversatului om de afaceri Costel Corduneanu. Considerat a fi capul celui mai mare clan de interlop din Moldova, Costel Corduneanu a murit în spital în urma unei operații la inimă. Sicriul a fost purtat pe un covor roșu, iar priveghiul are loc la un restaurant luxos din Iași. Familia Corduneanu chiar le-a cerut autorităților ca înmormântarea liderului lor să fie făcută cu onoruri militare. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Trupul neînsuflețit al lui Costel Corduneanu a ajuns seara trecută la Iași. La priveghi au venit sute de persoane, cunoscuți și rude, pentru a-și lua rămas bun de la cel mai detemut lider de clan mafio din Moldova. Sicriul defunctului a fost purtat pe un covor roșu în aplauze. Priveghiul a avut loc într-un cort amplasat în curtea unui restaurant de lux. Doi maneliști cunoscuți au interpretat manele de jale. Costel Corduneanu și-a câștigat renumele la începutul anilor 90. Înainte să intre în lumea interlopă și să devină un lider de temut, acesta a fost sportiv de performanță și campion mondial la lupte. A participat la două ediții ale Jocurilor Olimpice în Barcelona în 1992 și în Atlanta în 1996. Când s-a retras oficial din competițiile sportive în anul 2002, ar fi fost deja implicat în crima organizată. A fost acuzat de infracțiuni precum traficul de persoane, de minori, șantaj, spălare de bani, rețele de furt în străinătate, credite bancare false, însă nu a fost niciodată condamnat pentru vreuna dintre ele. Pentru cuvântul mamă de Costel Corduneanu din partea lui familia Faraonii. Clanul Corduneanu a fost acuzat și de trafic de droguri, atât la nivel intern cât și internațional. Faptele s-au prescris după ce procesele au durat mai mult de 10 ani. Costel Corduneanu, alături de frații lui inculpați în acest dosar, au câștigat ulterior, în instanță, daune morale de 10.000 de lei din partea statului român. La parastasul său, familia a purtat tricouri cu chipul lui Costel Corduneanu, inscripționate cu mesajul "Legendele nu mor niciodată" și cu sigla Jocurilor Olimpice. Bărbatul, în vârstă de 54 de ani, a murit în spitalul Târgu Mureș în urma unor complicații apărute după o intervenție chirurgicală pe inimă. A avut o operație, s-a complicat, au fost probleme din una în alta. Am sperat, s-a ajuns aici, ne pare rău, suntem îndurerați cu toții, mama, frați, surori, nepoți, familii, prieteni, toți. Persoana care a încercat să împace pe toată lumea, fără niciun scandal, nu i-a plăcut dușmania și răutatea. Măsurile de securitate au fost sporite în zonă. Dispozitivele vor fi suficiente pentru a asigura un nivel corespunzător de siguranță. Costel Corduneanu a fost condamnat în anul 2020 la 3 ani de închisoare într-un dosar de infracțiuni informatice. Se pare că liderul interlop a plătit un hacker să-i spioneze fosta soție și să-i acceseze telefonul. Este gata raportul întocmit de corpul de control al Ministerului Sănătății la Spitalul Clinic de Urgență Pantelimon, dar și raportul intern al unității sanitare. Primele concluzii arată că pacienții au fost tratați corespunzător. Mai multe informații despre acest subiect are colega mea Amalia Chiriță. Amalia, bun găsit! Te ascultăm! Bun găsit, Andreea. În raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății se precizează că sesizările angajaților spitalului au la bază, iată, o comunicare defectuoasă între ei și conducerea spitalului. Instituția Ministerului Sănătății, în schimb, nu pomenește absolut nimic despre cele 17 decese suspecte. Ancheta internă a spitalului, în schimb, arată că nu s-a constatat nicio abatere profesională. În raport se arată că medicii
medicii au respectat toate protocoalele. De asemenea, nu a fost identificată nicio situație de reducere a dozei de noradrenalină, așa cum a fost precizat procurorilor de către o asistentă de la Spitalul Sfântul Pantelimon. În schimb, au constatat o supraaglomerare a secției de terapie intensivă. În acest moment, în acest caz, mai au loc alte două anchete. Vorbim despre cea a Colegiului Medicilor și de cea a parchetului de pe lângă Tribunalul București. Andreea? Amalia, mulțumesc. Polițiștii au destructurat o grupare de traficanți și consumatori de heroină din vestul țării. Polițiștii de la Combaterea Crimei Organizate și Antidrog împreună cu procurorii DIICO Timișoara au descins dizi dimineață la 9 adrese din Lugoj și București. În timpul perchezițiilor au fost descoperite droguri, dar și mai multe seringi folosite de membrii grupării. Anchetatorii au monitorizat timp de mai multe luni gruparea care funcționa cu circuit închis și care aproviziona cu droguri de mare risc consumatorii din Lugoj. Polițiștii au reușit să identifice 15 tranzacții de droguri de mare risc făcute în ultimii 2 ani. Anchetatorii spun că filiera era foarte bine organizată pe mai multe paliere distincte. Primul nivel era format din cei care mergeau la București din Lugoj și cumpărau acolo drogurile, pe care le predau apoi celui de al doilea nivel, cel al transportatorilor care aduceau stupefiantele în Banat. De aici erau predate celui de al treilea nivel, format din dealerii stradali din Lugoj. Doi dintre membrii grupării sunt din București, iar ceilalți din Lugoj. Cei mai mulți dintre membrii grupării, spun anchetatorii, erau și consumatori. A descinderile de azi în locuințele traficanților, ofițerii antidrog au găsit seringi, dar și mai multe grame de stupefiante. Heroina este un drog puternic, este un drog care creează dependență psihică, dar și dependență fizică, având un potențial crescut, este un opiaceu depresant al sistemului nervos central, care creează probleme semnificative, și pentru tratarea dependenței de heroină se folosesc anumite scheme de tratament, în special cu substanțe de droguri precum ar fi metadona, suboxona și naltrexona. Pe piață, un gram din drogul de mare risc folosit de traficanții și consumatorii din Lugoj se vinde cu 80 de euro, iar dintr-un singur gram se pot obține mai multe doze. 5 persoane au fost aduse la audieri la sediul DIICO Timișoara pentru a fi audiate în acest dosar. Audiat pe piața locală? Lugojul a fost considerat mult timp placă turnantă a traficului de droguri de risc și mare risc. Stupefiantele ajungeau aici fie din București, fie erau aduse de membrii unor filiere internaționale. Din Lugoj erau apoi distribuite în orașele din vestul țării, iar o parte din stupefiante plecau mai departe spre Occident. Cea mai mare captură a fost făcută în urmă cu câțiva ani, când ofițerii antidrog au descins la numai puțin de 100 de adrese din Lugoj și București. Atunci a și fost anihilată cea mai mare grupare de trafic de cocaină, heroină și LSD din vestul țării. Pentru Focus, de la Timișoara, Ovidiu Vărădeanu, Prima TV. Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare cu executare. Un spital din nordul Kievului a fost ținta unui atac rusesc. Oameni au murit, imagini tulburătoare imediat la Focus. Ieri vară, azi iarnă, zone întregi din țară au trecut prin toate anotimpurile în mai puțin de 24 de ore. Temperatura a scăzut brusc cu 20 de grade, iar în unele zone a și nins. La Arad s-a răcit atât de mult încât autoritățile au pornit din nou căldura în oraș. La malul mării, începutul de săptămână a venit cu temperaturi de plajă. Vremea le-a schimbat însă planurile celor care voiau ca zilele acestea să se bronzeze. Constanța și constanțenii nu-și aduc aminte când au avut vreodată în luna aprilie aceste temperaturi apropiate de caniculă. În doar două zile am pierdut 10 grade Celsius pe litoral. Vântul a devenit supărător, oamenii au dispărut de pe plajă, e frig, iar cerul nu mai este lin, este și el plumburiu. Nori care nu vestesc nimic bun. Și în partea opusă a țării, vremea s-a schimbat radical. Clujenii au renunțat la tricouri și pantaloni scurți și și-au scos din garderobă hainele de iarnă. Prognoza meteo arată numai puțin de 28 de grade. Sunt cozla înghețată, oamenii sunt în tricouri și pantaloni scurți, iar terasele sunt pline. Ne aflăm exact în același loc și am pierdut numai puțin de 22 de grade. În acest moment, la Cluj-Napoca sunt 6 grade. În zona de munte a Transilvaniei chiar s-a așezat un strat consistent de zăpadă, după ce a nins toată noaptea. Iarna a revenit și în Bucovina. 17 aprilie,
Și în Bucovina s-a întors, iarna, ninge ca în povești aici sus la, în pasul Ciumârna, sus la Palma. În unele zone peisajul arată ca întoiul iernii. Dacă ieri erau peste 20 de grade, dacă acum câteva zile făceam plajă într-un episod aproape de vară aici în Bucovina, ei bine, se pare că noaptea trecută iarna s-a întors și acoperă zona de munte. În vestul țării atât de frig încât a fost pornită din nou căldura în apartamente. Este o situație inedită, probabil că și în țară, deoarece sistarea furnizării s-a făcut în data de 3 aprilie, iar în cursul acelui sezon încă n-am mai avut situații să reluăm furnizarea datorită evoluției temperaturilor exterioare. Sunt cu copii bătrâni care le frig, eu sunt înghețată. La mâini mi-e frig. Acum două zile am fost la plajă, astăzi mi-e foarte frig. Meteorologii avertizează că de joi vremea se răcește și mai mult. Temperaturile din țară nu vor depăși 16 grade. În multe zone va ploa, iar la munte vor fi lapoviță și ninsoare. Un bar și o spălătorie au ars noaptea trecută în localitatea Tulucești din județul Galați. Pompierii s-au luptat ore bune cu flăcările. Da, drumul la... La sosirea salvatorilor, clădirea barului de aproximativ 150 de metri pătrați ardea generalizat. Incendiul a afectat și aproximativ 40 de metri pătrați din spălătoria auto aflată în apropiere. Din primele informații, oamenii legii cred că focul a fost pus de o mână criminală. 14 oameni și-au pierdut viața după ce 3 rachete rusești au zguduit centrul orașului Chernihiv din nordul Ucrainei. Alți 60 de oameni sunt răniți. Este doar o mică parte din ce se petrece în aceste zile în Ucraina, iar Volodymyr Zelensky aproape că imploră Occidentul să-l ajute cu sisteme de apărare aeriană. Vă avertizăm, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Este momentul în care una dintre cele 3 rachete lovește aproape de centrul orașului Chernihiv. Ținta a fost un bloc de locuințe de 8 etaje. Imobilul este parțial distrus. Atacul a venit la doar 2 minute după ce un alt obuz a căzut exact în același loc. Nu țin să lovnești unul de... Țin să ne păduieți. Un al doilea atac a vizat un spital din oraș, reconstruit după ce a mai fost avariat anul trecut. Aceste imagini au fost filmate la scurt timp după atac. Pe imagini se vede cum oamenii, speriați, se pun la pământ. Holurile sunt distruse, geamurile sunt sparte, iar pacienții au fost grav răniți. Поки мабуть ще не все би не прийшла, поки що ще не розумію все, що відбулося. Головне, що дитина була в цей час в школі в підвалі. Вони встигли спуститися, хоча школа поруч, і мене це більш, мабуть. Regiunea Chernihiv este situată la granița de nord a Ucrainei cu Rusia și a fost invadată și parțial ocupată la începutul războiului în februarie 2022. Forțele ruse s-au retras din Chernihiv în aprilie 2022. Președintele Zelensky spune că bilanțul morților ar putea crește și că atacul ar fi putut să fie respins dacă determinarea lumii de a contracara teroarea rusă ar fi fost suficientă. У нас закінчились всі ракети, які захищали Трипілля. Ви знаєте, коли говорять, що союзники не можуть нам дати ту чи іншу зброю, або не можуть бути в Україні тими чи іншими силами, тому що тоді буде сприйматись, що Україна затягнула НАТО в війну. Так я вам хочу поставити після вчорашньої атаки питання. Ізраїль в НАТО чи ні? Volodymyr Zelensky a promulgat legea controversată a mobilizării în Ucraina. Textul a stârnit multe critici. În ultimul moment a fost retrasă o clauză care prevedea ca după 36 de luni petrecute pe front, soldații ar trebui trimiși acasă. Mai mult, Kievul tocmai a lărgit mobilizarea, scăzând vârsta de la 27 la 25 de ani. Bombardamentul de la Chernihiv a avut loc la câteva ore după un atac ucrainean asupra unui aerodrom militar folosit de ruși în Crimea, unde sunt staționate elicoptere de atac. Au fost mai multe explozii puternice și a izbucnit un incendiu.
Spioni ruși ar fi vrut să se infiltreze printre refugiații ucraineni ajunși pe teritoriul României. Este una dintre principalele îngrijorări ale serviciilor secrete române, arată raportul CSAT pe anul 2023. Detalii despre acest raport are colegul meu Cristi Cozmaciuc. Cristi, bun găsit! Ce alte informații au mai obținut cei de la CSAT? Bun găsit! Conform acestui raport, serviciile ruse ar fi încercat să pătrundă în sistemele informatice ale instituțiilor din România, care au atribuții în domeniul apărării și securității. Rușii ar fi vrut să obțină date despre măsurile luate de țara noastră în contextul conflictului din Ucraina, privind exercițiile naționale și multinaționale desfășurate și tehnica militară din dotare. Ar fi intenționat totodată să obțină și informații despre ajutorul dat de țara noastră Ucrainei. Spionajul de la Kremlin ar fi încercat de asemenea să penetreze infrastructura critică, informatică și de comunicații din țara noastră. Consiliul Suprem de Apărare a Țării a descoperit că serviciile de la Moscova ar fi vrut, prin propagandă și dezinformări, să reducă încrederea românilor în armată, în aliații militari și în cei cu putere de decizie pe area de securitate. Raportul mai arată că Federația Rusă ar fi încercat să inițieze mai multe atacuri cibernetice în regiune și chiar atentate și acte de sabotaj împotriva transporturilor militare destinate Ucrainei sau facilităților de producție a tehnicii și echipamentelor militare. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere! Imagini șocante surprinse de o cameră de supraveghere în orașul Lupeni din județul Hunedoara. Un bărbat se plimba pe trotuar și atunci când a trecut pe lângă o mașină de poliție parcată, a scos un cuțit cu care a tăiat anvelopa din fața autoturismului. Înainte de a vandaliza mașina, bărbatul se uită cu atenție în spate și în față pentru a se asigura că nu este văzut de nimeni. După ce înfige cuțitul în mașina poliției, bărbatul încearcă să ascundă arma albă, dar din grabă scapă obiectul tăios chiar în fața sa pe trotuar. Pentru fapta comisă, individul este pasibil de un dosar penal pentru infracțiunea de distrugere și riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 3 luni până la 2 ani. Dar pe timpul cercetării judiciare nu poate fi dispusă măsura arestului preventiv. Doi din trei români sunt gata să-și lase locul de muncă dacă primesc o ofertă cu un salariu mai bun, arată un sondaj de opinie. Asta pentru că salariul este principala nemulțumire a angajaților de la noi din țară. Datele europene arată faptul că suntem cel mai prost plătiți angajați din UE, alături de bulgari, dar muncim mai multe ore decât media europeană. Din păcate, mulți români se plâng de faptul că lucrează peste program, iar angajatorul nu le plătește orele suplimentare. Mi s-a întâmplat să munciți ore suplimentare să nu fie plătite? În mare parte da. Să știți că în mare parte da. Da. Vă dați seama, nu mai se lucrează la stat, 4 luni sunt cum sunt. România. Da. Asta este. Deocamdată nu mă ce sunt mamă și stau acasă, dar da, s-a întâmplat. Toată viața am muncit peste program și duminici și sărbători, de 1 mai și asta nu mai dat niciodată nimic. Eu sunt din Germania și acolo lucrez de 40 de ani da. Și întotdeauna s-a plătit. Nu știu cum e aici. Ar fi păcat să nu se plătească. Munca peste program și neremunerată pare a fi o normalitate pentru mulți români, din păcate. Dintre statele europene, doar polonezii și grecii lucrează mai mult decât noi. Românii lucrează în medie 40,2 ore de luni până vineri, deci puțin peste programul normal de 8 ore pe zi. La celălalt capăt al clasamentului, olandezii lucrează, spre exemplu, doar 33 de ore, iar germanii 35. Avem tendința să dăm mai mult decât ni se cere. De multe ori, munca aceasta suplimentară, din păcate, este datorată faptului că nu poate fi, să spunem, înlocuită cu anumite procese sistematizate, susținute de tehnologie. În România, salariile se negociază în baza venitului lunar, nu în funcție de plata pe oră sau a venitului anual, cum este în țări precum SUA sau Marea Britanie. Foarte mulți angajați români se concentrează pe faptul că au un anumit câștig net și nu interesează, de fapt, că statul le ia peste 40% din valoarea muncii în taxe și impozite. Un lucrător care face des ore suplimentare va fi în mod automat mai atent la valoarea muncii pentru o oră. Un român câștigă în medie 55 de lei brut pe o oră de muncă, un bulgar 46 de lei, în timp ce un polonez primește 76 de lei. În țările mai dezvoltate, precum Germania, Olanda sau Franța, venitul mediu brut pentru o oră de muncă este de peste 200 de lei. În Norvegia chiar depășește 250 de lei.
suntem obișnuiți să ne raportăm mai mult la efort decât la rezultat. Și anume, plata pe oră te determină pe tine ca individ să fii mai atent la munca pe care o faci și astfel încât să obții niște rezultate mai palpabile într-un timp mai scurt. Asta se cheamă eficiență. Un român angajat cu salariul minim pe economie este răsplătit cu 13 lei net pe oră și are un venit anual de 25.000 de lei. În același timp, un român care este angajat cu salariul mediu pe economie este plătit cu 30 de lei pe ora de muncă și are un venit anual de 58.500 de lei. Și un angajat cu minim pe economie, credeți că se descurcă 13 lei pe oră? Ce poți să-ți cumperi cu banii ăștia? Da, e foarte puțin, depinde de familie, dar oricum e foarte puțin. 13 lei pe oră, asta înseamnă nici mal 3 euro. Este de plâns. Anul acesta, România ar trebui să adopte salariul minim european, o lege care presupune ca venitul minim să fie cel puțin 50% din venitul mediu la nivel național. Până atunci însă, guvernul are în plan majorarea salariului minim la 3.700 de lei brut, adică 2.217 lei de la 1 iulie. Țara noastră este codașa Europei în ceea ce privește prezența femeilor în politică. Doar 5% dintre toți primarii din România sunt femei, în timp ce în Parlament, din 466 de parlamentari, numai 87 sunt femei. Acest lucru s-ar putea schimba însă. Un proiect de lege stipulează că partidele politice vor pierde bani publici dacă nu vor avea aleși femei, în proporție de cel puțin 30%. Inițiativa aparține Asociației Women for a Better Society și a fost transpusă într-un proiect de lege de către două deputate ale Coaliției de Guvernare. La ultimele alegeri, procentul de femei alese nu a depășit 22% la alegerile europarlamentare din 2019, însă cel mai mic procent a fost în cazul alegerilor locale, doar de 13,4%. Realitatea parlamentară este cum este, și anume 17% sunt femei în Parlamentul României, în condițiile în care în societatea românească avem 51% femei și 49% bărbați. Este important pentru generațiile care urmează să fie mai multă, să vedem atât femei cât și bărbați, să crească copiii noștri și inclusiv noi, generația noastră mai tânără, văzând în politică și în poziții politice atât bărbați cât și femei. Dacă ar fi competente, și noi nu prea avem de unde ști că sunt sau nu competente, pe astea care le-am văzut, ne-au cam decepționat. Nevoia de femei în politică și în viața obișnuită este absolut necesară. Nu este prima încercare de acest fel. Mai multe proiecte care impun cote de gen stau în sertarele Parlamentului, însă cu peste 80% bărbați în Parlament, este greu ca un astfel de proiect să treacă. Societatea românească e fundamental homofobă și misogină. Există categorii largi de cetățeni care nu sunt reprezentate, dar e necesar, e un proiect de lege necesar. Statele care au implementat cotele de gen au performanțe democratice mult mai bune. Noutatea acestui proiect sunt sancțiunile pentru nerespectarea legii, și anume tăierea subvenției procentual cu diferența dintre ponderea bărbaților și ponderea femeilor. În ultimii, hai să zicem, 5-6 ani, subvenția a ajuns să reprezinte undeva peste 90% din venit, 80 și, nu știu, 5-90, poate peste 90% din veniturile partidului. La un moment dat au fost partide pentru care a reprezentat 100% din venit. De exemplu, anul trecut, partidele politice au primit în total 227 de milioane de lei de la stat, pe primul loc aflându-se PSD cu 88 de milioane de lei. Dacă legea ar fi fost în vigoare și pe listele partidului ar fi fost aleși 75% bărbați și 25% femei, partidul ar fi pierdut jumătate din bani. Așa, pe la colțuri, cum s-ar spune, sunt dispuși să pierd acești bani decât unii dintre ei, nu vreau să generalizez, dar apropo de opinii, decât să vadă mai multe femei pe listă, ceea ce mi se pare un pic hilar. Cred că pur și simplu nu o să treacă. Totuși vorbim de bani. Vorbim de o chestiune foarte sensibilă pentru partide care nu vor să piardă bani. În plus, în Parlamentul European a fost votată o directivă care obligă partidele politice să asigure o reprezentativitate de cel puțin 40% femeilor în politică. Directiva poate fi transpusă până în 2026, dar proiectul de lege aflat în Parlamentul României ar începe să se aplice de anul viitor, dacă va obține un vot majoritar. De 30 de minute. O lege de care era nevoie.
ajutor pentru cei cu dizabilități. Gratis, în autobuz, alături de câinele ghid. Astăzi, la Focus. Dumitru Buzatu, fostul președinte al Consiliului Județean Vaslui, a scăpat de arestul preventiv și a fost plasat în arest la domiciliu. Ce a spus imediat după ce a ieșit din arest, aflați în câteva clipe. Un accident grav de circulație a avut loc în urmă cu câteva ore în Târgu Mureș și vă avertizez, urmează imagini cu impact emoțional. O femeie în vârstă de 70 de ani a fost lovită în plin de o mașină în timp ce traversa strada. Impactul a fost atât de puternic încât femeia a fost aruncată câțiva metri în aer. S-a izbit puternic de asfalt, unde a rămas nemișcată pentru mai multe minute până la sosirea ambulanței. Bătrâna este la urgență acum în sala de operație. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă șoferului, un tânăr de 25 de ani. Primarul din județul Botoșani, acuzat că a violat o tânără de 16 ani, a fost eliberat din arestul preventiv după 3 zile. Măsura instanței a uimit până și pe asistenții sociali care au în grijă pe adolescentă. Bărbatul se poate plimba acum liber prin localitate și trece chiar prin fața casei presupusei sale victime. Fata locuiește chiar vis-a-vis de acesta. Vă avertizez, urmează informații cu un puternic impact emoțional. După ce a primit arest de 30 de zile, fostul primar din comuna Vișoara a câștigat apelul la Tribunalul Botoșani, unde instanța a anulat decizia inițială. Vestea a șocat întreaga comunitate. Astăzi am fost la Daraban și am văzut mașina și mi-a venit rău. Care e întrebarea, domnule, de a ajuns liber cu asemenea faptă, om de 54 de ani? Fata este monitorizată de specialiștii de la Protecția Copilului. Aceștia spun că decizia este de neînțeles și că presupusa victimă a fostului primar trece acum prin stres post-traumatic. Tulburări de somn, tulburări alimentare, neliniște, furie, stări de panică, frica de a se deplasa în locuri în care în trecut se simțea confortabil, în siguranță, închidere în sine, s-a închis, stă în casă. Și îmi permit aici să citez o afirmație a unui membru al familiei. El este liber și fiica în pușcărie. Fostul primar, care are 54 de ani, locuiește pe aceeași stradă, chiar față în față cu tânăra de 16 ani. Din păcate, acest copil, această adolescență, trăiește aproape zilnic o formă de abuz emoțional, retraumatizare, având în vedere că este, trăiește, locuiește în aceeași comunitate, în proximitatea abuzatorului, pe care îl vede trecând pe stradă. Nu cred sub nicio formă că ar fi o intenție de a fetei de a face ceva, decât că el a profitat, pur și simplu. Nu s-a gândit că e un copil și i-a distrus viața. Avocatul fetei spune că procurorii de caz nu au cerut nici măcar arest la domiciliu pentru fostul primar, odată cu anularea detenției de 30 de zile. Victima nu este întrebată la asemenea judecăți în ceea ce privește măsurile preventive. Victima va fi consultată și va avea posibilitatea de a formula orice apărări sunt necesare și pe care le consideră necesare în momentul în care se va procede la o judecată asupra fondului sau chiar în cursul urmăririi penale, victima poate formula probe. Adolescenta este acum inclusă într-un program de consiliere psihologică. În paralel, ancheta procurorilor continuă cu fostul primar acum aflat în libertate. Reprezentanții Guvernului României au început astăzi vizita oficială în Golful Persic. Nu s-au dus cu mâna goală, ci cu proiecte de investiții de miliarde de euro. Prima oprire a delegației conduse de premierul Marcel Ciolacu a fost în Qatar, la Doha, unde a avut loc o întrevedere cu omologul său, dar și cu reprezentanții ai oamenilor de afaceri. Mâine delegația va ajunge la Abu Dhabi, acolo unde se va discuta și despre o posibilă vânzare a Tarom. Corespondentul Prima TV, Larisa Bernaschi, este alături de delegația română în această vizită și vine cu mai multe informații. Bun găsit tuturor! Premierul Marcel Ciolacu și-a început astăzi vizita. În prima zi a fost în Qatar, aici la Doha, unde ne aflăm și noi, și a avut mai multe întâlniri atât cu oficiali qatarezi, dar și cu reprezentanții ai oamenilor de afaceri de aici, din Qatar. Au venit cu speranțe mari reprezentanții executivului de la București aici, pentru că le-au propus proiecte de numai puțin de 15 miliarde de euro pe zona de agricultură, dar și pe energie, digitalizare și mai ales transporturi. Le-au
au propus reprezentanții guvernului oamenilor de afaceri de aici, din Qatar, să investească în infrastructura din România și mai exact în autostrada Comarnic-Brașov, care ar putea să fie făcută printr-un parteneriat public-privat cu oameni de afaceri de aici, de la Doha. De asemenea, au cerut investiții și în aeroportul din Timișoara sau în portul Constanța. Pe de altă parte, mâine, guvernul, reprezentanții guvernului vor ajunge și în Emiratele Arabe Unite, acolo unde au de gând să le ceară celor din Emirate, mai exact oamenilor de afaceri, să investească în Tarom, mai exact să cumpere o parte din Tarom. Știm foarte bine că compania aeriană românească n-a mai fost de fapt pe profit din 2007, iar o astfel de schimbare, o vânzare a companiei ar însemna poate un câștig atât pentru români cât și pentru România. Însă până a face acest pas mai sunt multe lucruri de făcut. În primul rând să îi convingem pe cei din Emiratele Arabe Unite să investească în compania aeriană, dar și în aeroportul Otopeni. Așadar, sunt multe discuții care au loc în aceste zile. Vedem cu ce concluzii vor ajunge acasă reprezentanții executivului din România, pentru că această vizită se va încheia abia vineri. Larisa, mulțumesc. Dumitru Buzatu, fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, a scăpat de arestul preventiv și a fost plasat în arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile. Curtea de apel Iași a admis cererea fostului baron PSD, care se afla în arest preventiv din septembrie 2023. Cum a fost perioada asta, domnul președinte? O să vă spun după ce se termină toate lucrurile astea. Acum vă rog să mă scuzați. Are obligația să stea la domiciliu pentru următoarele 30 de zile. De asemenea, să nu ia legătura cu cei care au fost audiați în calitate de martori în procesul penal. Și undeva, nu în momentul de față, dar undeva în viitor, probabil ne vom pune și problema de a fi plasat într-o măsură mai ușoară, eventual controlul judiciar. Dumitru Buzatu a fost prins în flagrant de procurorii DNA în timp ce primea o mită de 1,25 de milioane de lei pentru acordarea unui contract din bani publici. Israelul ia în calcul 3 scenarii pentru a răspunde la atacul fără precedent al Iranului de sâmbătă noapte. Cel mai plauzibil scenariu este de a ataca grupările fidele Iranului din țări precum Liban, Siria sau Irak. Surse din Statele Unite spun că o posibilă ripostă ar fi amânată pentru sfârșitul săptămânii. În tot acest timp, Iranul a avertizat din nou. Cea mai mică agresiune va primi un răspuns feroce și sever, a spus președintele țării. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Cabinetul de război al Israelului a decis după întâlnirea de marți 3 scenarii posibile ca răspuns la atacul Iranului, cel mai mare cu drone și rachete din istorie. Primul scenariu este cel mai simplu și cel care ar produce cele mai puține pagube. Israelul ar urma să atace grupările militare finanțate de Teheran în alte țări. În vizor, în acest moment, sunt Siria, Irak, Yemen și Liban, unde operează și Hezbollah. Al doilea scenariu este cel al unor atacuri aeriene împotriva depozitelor de rachete iraniene, a bazelor militare sau a comandanților din armată. Scenariul este similar cu cel de sâmbătă al Iranului. Ultimul scenariu este cel mai negru. Israelul ar urma să atace ținte nucleare din Iran, variantă în care Iranul amenință că va răspunde cu arme nemai văzute până acum. Ar fi vorba de arme ascunse în laboratoare îngropate adânc sub munți în centrul țării. Atacurile pot fi unele militare, dar și cibernetice, așa cum s-a întâmplat în 2021. În tot acest timp, președintele Iranului a avertizat din nou, cea mai mică acțiune împotriva intereselor țării va duce la un răspuns sever și dureros. تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک وطن ما صورت بگیرد و به منافع جمهوری اسلامی ایران یقین بدانند برخوردی بسیار شدید. Pe de altă parte, șeful diplomației europene, Josep Borrell, a anunțat că unele state membre ale UE au cerut extinderea sancțiunilor împotriva Iranului, ca reacție la atacul asupra Israelului. The idea is to expand the existing Iran-Russia related drone regime, to expand it in two directions. The direction of the kind of arms, in order to include the possibility of sanctions for providing missiles, not only drones. Atât Statele Unite, dar și alte state din comunitatea internațională sunt îngrijorate față de tensiunile din Israel și Iran. Ele cer Israelului să acționeze doar la nivel diplomatic.
Caz incredibil în Brazilia, o femeie a mers cu unchiul ei decedat la bancă pentru un împrumut. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Ele não tá bem não. Ó, a corzinha não tá ficando. Mas ele é. Femeia a vrut să ia un împrumut de 17.000 de reale, aproximativ 3.000 de euro. Totul a fost filmat de angajații băncii, care erau mai mult decât șocați. Femeia ținea capul trupului neînsuflețit și palid al bărbatului în mâini. I-a pus un stilou între degete și l-a încurajat pe bărbatul de 68 de ani, în scaun cu rotile, să semneze o hârtie la o bancă din Rio de Janeiro. Și-ar fi dus planul la bun sfârșit, însă angajații au sunat la ambulanță și poliție. Paramedicii veniți au confirmat că bărbatul era mort de câteva ore. Femeia a fost în cele din urmă arestată. Dacă mergeți în Torino în vacanță, trebuie să știți că fumatul în spațiile publice nu mai este permis. Despre ce spații este vorba concret și ce riscați dacă încălcați regulile, aflați imediat după pauză. Eu vă aștept. Acuzații grave la Timișoara lansate de fostul primar al orașului Nicolae Robu împotriva actualului edil Dominic Fritz. Robu susține că datoriile societății de termoficare s-au dublat în ultimii 4 ani, ajungând acum la 700 de milioane de lei. Deși nu contestă cele afirmate de fostul primar, Dominic Fritz susține că societatea de termoficare este în cea mai bună situație din ultimii 20 de ani. Fostul primar al Timișoarei susține că datoriile pe care le-a lăsat în urmă cu 4 ani noi administrații erau de 339 de milioane de lei, dar acum s-au dublat. Și asta în condițiile în care prețul gigacalorie a crescut, iar societatea de termoficare, aflată în subordinea primăriei Timișoara, a primit 2 amenzi în valoare totală de peste 30 de milioane de euro, pentru că a refuzat să cumpere certificatele verzi, obligatorii pentru societățile care folosesc cărbune pentru a produce energie. Au fost ținute ascunse de 2 ani. Mai precis, am aflat datoriile la 31 decembrie 2022 și la 31 decembrie 2023. Ei bine, în acest răstimp, deci pe parcursul anilor 2021, 2022 și 2023, datoriile au crescut cu 361 de milioane lei. Acestea sunt datorii noi, create de administrația Fritz. În aceste sume intră atât sumele cheltuite pentru cumpărarea de combustibil necesară încălzirii celor aproape 50.000 de locuințe din oraș, dar și cele 2 amenzi încasate de administrația Fritz. În plus, fostul edil spune că nu înțelege cum, în condițiile în care prețul gigacalorie a crescut și timișorenii plătesc mai mult, în urmă cu 2 ani, Timișoara a stat în fric timp de mai multe zile. Și eu sunt abonat cu Alterm și avem încă, toți care am fost abonați cu Alterm, amintirea iernii 2021-2022, când am stat în frig și când orașul nostru a ajuns pur și simplu de râs, dar de fapt era așa de râs și de plâns, pentru că erau scene dramatice în spitale, copii în școli înghețau de frig. De partea cealaltă, conducerea primăriei a reacționat astăzi printr-un comunicat în care a precizat. Amintesc că după ce guvernul Ponta a șters peste 80 de milioane de lei datorii la Colterm în 2012, anul în care Robu a devenit primar. El a lăsat un dezastru în urmă după 8 ani la primărie. Am găsit în noiembrie 2020 0 stocuri de cărbune, 0 țevre făcute, un contract de gaz care expira după 3 zile, 0 certificate cumpărate și peste 300 de milioane de datorii, comunicat primăria Timișoara. De suferit au suferit însă timișorenii, care sunt încă racordați la termoficarea centralizată. Plăteam undeva la 500-600 de lei cu tot cu întreținere, cu tot la un apartament. Acum iarna asta am ajuns să plătesc undeva la 1000 de lei, 1100 de lei. Probabil că ar trebui să facă ceva Coltermul, nu știu, primăria, Coltermul, Consiliul Județean, nu știu ce, să se gândească și la familiile care nu au venituri suficiente ca să-și acopere cheltuielile, că sunt multe familii efectiv în situația aceasta. Adică se gândesc să-și drămuiască banii, să-și plătească facturile. Și pe urmă să vadă dacă mai și mănâncă sau un medicament. Tot în scandalul certificatelor verzi și amenzii încasate de la Fondul de Mediu, în urmă cu 2 ani, procurorii DNA au descins la primăria Timișoara de ne-au ridicat mai multe documente, dar deocamdată ancheta în acest dosar nu a fost finalizată.
Garda de coastă la Constanța are de astăzi drone de colare verticală pentru paza frontierelor și combaterea contrabandei. Dronele sunt de ultimă generație, au motoare pe benzină și camere de luat vederi de înaltă precizie și au o valoare de 700.000 de euro. Aparatele de zbor sunt donația unei firme private din industria tutunului. Drona pe care polițiștii o ridică în aer monitorizează fâșia de graniță și orice mișcă în vecinătatea ei. Pe un ecran, agentul care o pilotează observă orice om sau vehicul și poate calcula viteza și distanța până la obiectiv. Autonomie de 8 ore și 600 de kilometri. Decolează pe verticală, dar zboară ca un avion și poate ateriza oriunde. Este o adevărată bijuterie pentru garda de coastă, mai ales când detectează un automobil de la 20 de kilometri distanță. Dronele zboară cu 100 de kilometri la oră și patrulează pe o rază de 600 de kilometri față de polițistul care le conduce. Aparatele de zbor inteligente supraveghează frontierele maritime, descoperă traficul ilegal de imigranți, pescadoarele turcești venite la braconat în apele comerciale românești, dar și traficanții de țigări care trec frontiera pe uscat. Din păcate, la început de 2024 am văzut o creștere bruscă a comerțului ilicit cu produse din tutun. Traficanții au devenit extrem de ingenioși. Metodele lor de trafic sunt foarte greu de combătut. Unii dintre ei traversează pur și simplu dealuri, munți cu baxuri de țigarete în spate. Cele două drone sunt produse în Africa de Sud, iar Garda de Coastă a trimis 6 piloți care să fie instruiți în operarea aeronavelor inteligente. Ei vor lucra în echipe de câte 2 agenți. Este un sistem integrat. Cineva tot timpul trebuie să supravegheze parametrii transmisiei dronului la această unitate de comandă și control, iar cealaltă persoană trebuie să opereze camera. Well, we work with a few militaries and government bodies around the world. These are the first two systems that we've supplied to Romania specifically, but we're working with Coast Guards, we're working with Border Patrol and a few other military groups. Aeronavele fără pilot au fost cumpărate de un producător din industria tutunului printr-un proiect legat de inițiativa globală care combate comerțul ilicit și consecințele negative ale acestuia. Obiectivul general al proiectului este de a spori capacitatea autorităților române de detectare a contrabandei la frontierele externe ale UE. Anul trecut, polițiștii de frontieră operatori pe aceste aeronave au efectuat peste 6500 de misiuni de supraveghere aeriană. Sunt mai multe proiecte în derulare, inclusiv pentru zona județului Constanța și Marea Neagră. Aceste proiecte sunt în cadrul foii de parcurs pe droguri. 1 miliard de lei din bugetul de stat alocat Ministerului Afacerilor Interne în anul 2024. Contrabanda cu țigări este evaluată ca fiind unul dintre cele mai serioase riscuri la adresa securității la frontiere, cauzând pierderi de milioane de euro pentru bugetul României și bugetele statelor membre UE. Anul trecut au fost confiscate 5 milioane de pachete cu țigări, având o valoare aproximativă de 95 de milioane de lei. Dacă mergeți în Italia și sunteți fumător, atunci trebuie să știți că la Torino va intra în vigoare o nouă interdicție pentru fumatul în aer liber. Sunt vizate parcurile, evenimentele în aer liber, stații de autobuz, terase sau baruri exterioare. Dan Boanță, corespondentul Prima TV în Italia, a urmărit subiectul și vine cu detalii. Dan. Bună seara și bun găsit tuturor! După alte orașe mari, Milano, Modena, Rimini și Sanremo, a venit rândul orașului Torino să interzică fumatul în spațiile deschise la o distanță mai mică de 5 metri față de alte persoane. Această regulă este cuprinsă într-o rezoluție aprobată de Consiliul orașului Torino și va intra în vigoare în 2 săptămâni. Modificarea regulamentului poliției urbane introduce interzicerea fumatului în aer liber la mai puțin de 5 metri distanță de alte persoane pentru cei care așteaptă, de exemplu, într-o stație de autobuz, pentru cei care participă la o demonstrație, în parcuri sau în alte spații exterioare. Prin urmare, nu se va putea fuma la mesele barurilor și restaurantelor în aer liber, nici măcar dacă este vorba de pipă, trabuc, țigară electronică sau tutun încălzit. Numai consimțământul explicit al tuturor celor prezenți va putea ridica această interdicție, permițând astfel oricărui dorește să fumeze. Nu se prevede însă nicio derogare în cazul în care în aceste locuri s-ar afla copii sau femei însărcinate. În aceste circunstanțe, fumatul va fi întotdeauna interzis. Administrația din Torino nu este prima care reglementează fumatul în aer liber înainte de capitala piemonteză. Administrația orașelor Milano și Modena a făcut același lucru, interzicând cetățenilor să fumeze oriunde s-ar afla la mai puțin de 10 metri de alte persoane. Începând cu stațiile de transport public, stadioane, parcuri, locuri de joacă, școli, universități sau lângă întregile birourilor publice.
Pentru cei care nu vor respecta noua interdicție de la Torino, sunt prevăzute sancțiuni de până la 300 de euro, chiar dacă cei mai critici au ridicat deja unele îndoieli referitor la această interdicție, în sensul de cum vor putea cei de la poliția locală să garanteze respectarea acesteia, începând chiar de la verificarea distanței minime admise. Din Italia, pentru Prima TV, Dan Boanț. O nouă lege vine în sprijinul persoanelor cu dizabilități însoțite de câini ghid. Acești oameni vor avea acces gratuit în mijloacele de transport în comun, împreună cu ajutorul lor necuvântător. Ce arată proiectul concret și cât este de important pentru cei cu nevoi speciale, aflați imediat după pauză. Eu vă aștept. Prin ochii lor pot să vadă lumea. Este povestea nevăzătorilor din România pentru care cel mai bun prieten este câinele ghid. Pentru a le face viața puțin mai ușoară, legea care le permite accesul în locurile publice a fost modificată, astfel încât atât cei cu dizabilități cât și câinilor ghizi vor avea acces gratuit în mijloacele de transport și neîngrădit în magazine. Totuși, în țara noastră, puțini au norocul de a beneficia de un astfel de câine atât de important pentru ei. Suntem foarte bune prietene, în sensul în care ne înțelegem de fiecare dată când vrem să mergem undeva, să facem un traseu. Nu doar eu, v-am povestit că nu doar eu iau deciziile pe traseu și ale ea. Ea este Alexandra și este profesoară. Vede lumea prin ochii lui Bonnie, un golden retriever simpatic și care de 8 ani îi este ajutorul de nădejde. Împreună au un traseu bine stabilit pe care Bonnie, prin mii de ore de antrenamente, l-a învățat. Însă de multe ori pe drumul celor două apar obstacole nedorite. Cantier aici, care durează. A, da, și și-a dat seama. Da, da, da. Durează de o lună jumate, cred. Hai, Bonnie, find a way. Where are you going? Bicicliștii care merg pe trotuarul ăsta, acum e dimineață, nu prea s-au trezit, dar dacă veniți pe la un 5-6 după amiază, o să vedeți că vâjie pe lângă noi fără nicio problemă. Și o sperie, nu? Ne sperie pe amândouă și e foarte, foarte... Odată unul a dat peste noi și are în dresaj comanda de a nu asculta comanda. Adică dacă eu știu că eu vreau să merg înainte, cum era acum, pe trotuar, și ea își dă seama că mă pune în pericol sau ne pune în pericol pe amândouă, refuză comanda de a merge înainte. Dacă îi zic find a way, ea se uită stânga-dreapta, găsește calea cea mai potrivită să ocolească obstacolul. Alexandra s-a născut fără vedere. A primit-o pe Bonnie abia la 35 de ani. Până atunci a fost nevoită să se descurce singură. Nu a fost deloc ușor. București mi se pare un oraș foarte neprietenos din punctul ăsta de vedere. Adică neanticipabil din punct de vedere al reperelor, întotdeauna deseori trotuare ocupate de mașini parcate necorespunzător, de asemenea oamenii care nu înțeleg despre ce este vorba, oarecum se sperie de persoanele cu dizabilități. Nu odată a fost victima celor pentru care oamenii cu dizabilități sunt pur și simplu invizibili. În timpul facultății am încercat să traversez undeva în zona cu Vâlniceanu o stradă, tot așa orientându-mă după zgomotul traficului, cum vă povesteam mai devreme, și am considerat că s-a făcut verde și am trecut și eu și, ce să vezi, o mașină nu s-a oprit. Toate mașinile s-au oprit cum trebuia, cum trebuia, în afară de una care m-a și lovit puțin. Viața Alexandrei s-a schimbat complet când Bonnie a apărut. Totul a devenit mai simplu. Am devenit mult mai autonomă, mai independentă, am învățat traseele pe care vroiam să le învăț neapărat și apoi am făcut chiar și plimbări prin locuri pe care nu le cunoșteam împreună cu ea. Însă chiar și cu câinele ghid, discriminarea oamenilor față de ea nu a dispărut. Alexandra ne povestește cum un șofer de troleibuz a refuzat să plece din stație pentru că a urcat cu Bonnie în mijlocul de transport. De mers cu taxiul, nici nu se pune problema. Mi s-a întâmplat să sun și să spun, știți, sunt persoane nevăzătoare, am și un câine ghid, ca să știe șoferul la ce se așteaptă când vine.
Păi de ce nu spuneți, doamna, așa? Eu nu vreau câini. Stai, doamne, că nu e de ăla de companie care latră și vă strică tapițeria. E un câine ghid care stă la picioarele mele. Și... Nu, doamnă, s-a auzit unul de ocupați și gata. Un câine ca Bonnie ajunge să coste și 10.000 de euro, bani care în alte țări europene sunt oferiți de stat. Bonnie a fost dresată și donată Alexandrei de Light into Europe, una din puținele fundații din România care se ocupă de acest lucru. This is Frodo. Frodo. Guide dog in training. Good boy. So with them, we're teaching them just socialization skills, how to be comfortable in different situations, how to work and be comfortable on trains, in shops, in restaurants, with kids. Până să ajungă să-i ajute pe oameni, este un drum lung. Câinii ghizi au nevoie de cel puțin 2 ani de antrenament. Din momentul în care se nasc, ei sunt plasați la voluntari pentru primul an și un pic de viață, în care învață câteva elemente de bază. După un an și un pic, abia atunci ei intră în dresajul ăsta avansat, în care învață aspecte care țin de ghidaj, de a localiza diverse obiective pe stradă. După ce câinele este pregătit, începe căutarea persoanei care are nevoie de ajutorul lui. Să văd puțin și persoanele văzătoare cum evoluează din faza asta în care la început e lipsă de speranță, e izolată în casă, nu are prieteni, nu are unde să se ducă și apoi cu cățelul începe să prindă încredere în ea, în ce poate să facă, începe să iasă afară, să-și facă prieteni și e o experiență absolut incredibilă. În Camera Deputaților au fost adoptate în unanimitate modificările la legea 448 pe 2006. Așa se face că de acum înainte, atât cei cu dizabilități, cât și câinilor ghizi vor avea acces gratuit în magazine și în mijloacele de transport în comun, inclusiv taxiuri. Dacă șoferii refuză să îi ia, va însemna discriminare și vor fi sancționați. Modificările acestea aduc claritate în explicația importanței accesului câinelui ghid în toate zonele de viață de zi cu zi. În România sunt peste 100.000 de nevăzători și peste 30.000 de oameni care nu aud. Mergem chiar acum la sport. Marina Nițoiu este alături de mine. Marina, ce vești ai? Bună seara, Andreea! Bun găsit, doamnelor și domnilor! István Kovács a devenit inamicul numărul 1 al Barcelonei. Ce a reproșat Xavi după meciul de aseară cu PSG? Aflați în câteva minute la Focus Sport. Vă aștept! Seară neagră pentru spanioli în UEFA Champions League. Barcelona și Atletico sunt out. PSG Dortmund e prima semifinală. Vor fi dueluri de 5 stele și în această seară în UEFA Champions League. City Real și Bayern Arsenal se văd pe canalele Prima Sport. Veste uriașă pentru Dinamo și UTA. Revin spectatorii la ultimele meciuri de acasă din play-out. Câlcă are obiective îndrăznețe la Universitatea Craiova, pleacă dacă nu ia titlul la anul. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Imediat începe Flash Monden cu Diana și Cove. Iar de la 20, Gabriela Șerban și Dezbră vă invită la Cronica Cârcotașilor. De la 20, de asemenea, la Medica TV începe Sistemul Medical cu Eugenia Foarfecă. În această seară aflăm ultimele două echipe calificate în semifinalele din UEFA Champions League. Manchester City, Real Madrid începe la 22 pe Prima Sport 1, iar Bayern München, Arsenal este de la aceeași oră pe Prima Sport 2. Să aveți o seară frumoasă, pe mâine!